Bună seara și bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire aici la Galeria Stelelor. Celebritățile din România sunt alături de noi și vreau să vă spun că în această seară o să vedem o mare artistă cum își poartă această celebritate. După părerea mea, și să știți că nu e doar părerea mea, cea mai mare artistă în muzica pop, în muzica ușoară românească, e alături de noi astăzi seară. E un talent incontestabil, o voce extraordinară, un om deosebit, cu o sensibilitate aparte și un om care crede foarte mult în oameni, ceea ce nu este rău. E un om pe care personal îl iubesc foarte mult și îl respect foarte mult. E mereu optimistă. Întotdeauna când ai nevoie de o vorbă bună, de un sfat, este alături de tine și vine și îți dă acel sfat de care ai nevoie. Vom vorbi nu numai despre celebritatea invitatei noastre, vom vorbi și despre muzică, vom vorbi și despre cum a început să cânte și cum și-a croit acest drum către celebritate. Mirabela Daue. Bună seara, Mira! Mulțumesc că ești alături de noi! Bună! Mulțumesc de invitație! Adevărul este că ar fi trebuit să încep așa. Veniți că Mirabela cântă sau veniți că privighetoarea Mirabela cântă. Eu aș fi zis mai bine veniți la Arad să facem această emisiune.
O, da, o, da. Păi, cred că o să vină momentul cât de curând. Toată lumea spune că lucrurile încep să se așeze cu minunea asta de pandemie. Și atunci, cu siguranță că o să ne vedem. Cum îți merge? Cum ești? Mulțumesc Dumnezeu, eu nu sunt nicio fire, nici nu mai vine să zic nici negativ, nici pozitiv. Nu mai zic lucrurile astea. Eu sunt o fire optimistă și cred că o să fie bine. Merge bine, na. Am început anul bine, am început cântând. Da, asta am văzut. Ceea ce n-a fost rău. Exact. Am avut câteva spectacole. Lucky ce face? Uite, e chiar aici lângă mine, că... Ia să-l vedem, dacă e lângă tine. Mă bântuie. Te iubește foarte mult și ia, ce frumusețe, l-ador. Lucky. Vorbește cu Sorin. Uite acolo pe Sorin, vorbește cu Sorin. E o dulceață, e o dulceață. Cred că se bucură cel mai mult că ești mai mult acasă și... Oh, cred! Așa ai? I-am spus că cel mai bine ar fi să mă duc la muncă ca să aibă și el ce mânca. Că nu are cine să ne dea mâncare, decât noi. Dragi telespectatori, vă spuneam că în această seară o mare stea intră în Galeria Stelelor noastre, acest proiect care merge pe zona de vest a României și mă bucur că sunteți alături de noi. Mirabela Dauer are... Sunt fericită că am ajuns în zona vest. Doamne ajută! Zona de vest și nu mai sunt în sud. Are peste 700 de melodii. E adevărat! 700 de melodii. Da, și încă n-am făcut niciun best-of. Aua! Am făcut, dar eu glumesc acum, pentru că toate generațiile astea proaspete fac două piese noi și fac un best-of. Eu încă n-am făcut la 700 de piese, decât mi-am făcut, mi se pare, Electric Cold ceva vechituri. Ba nu, și odată când am registrat la Ovidiu Comornic, mi-a făcut el, când a avut el OVO Music, adică oare, da, avea și casa de discuri, mi-a scos un album best of. Eu prefer să fac foarte multe piese noi și să nu fie best of, să le cânt, să am unde să le cânt, să mă duc să cânt. Așa și trebuie. Mă gândeam la faptul că dacă stăm puțin și judecăm, tu ai sute de șlagăre. Sunt artiști care n-au 100 de melodii, Mira. Da. Sorin, știi că mie nu-mi place să vorbesc despre mine. Va trebui în această seară. Nu cred că va trebui. Vorbește tu, eu dau din cap. Tu dai din cap. Nu-mi place mie. Da, mie nu-mi place să mă laud. Lasă să vorbească lumea. Lasă lumea să vorbească, vorba lui Vasilaci. Exact. Bun, atunci mă întorc în copilăria ta, Mira, atunci când tu iubeai foarte mult muzica și când plecai de acasă ca să cânti, de multe ori părinții tăi nici nu știau. În 1963, pare mi se, ai început să cânti cu formația Roșu și Negru, da? Da. Asta Roșu și fost... Negru cu Nancy, varianta Nancy Brandes, adică varianta originală. Și când ai melodii din repertoriu Ritei Pavone, e adevărat? Da. Apoi a fost un moment important în cariera ta sau la începutul carierei tale, te-ai dus la Școala Populară de Artă, la celebra Florica Orăscu. Aici aș vrea să ne povestești puțin cât de mult te-a ajutat acel moment în care ai... devenit după aceea, imediat după aceea, ai devenit o artistă foarte cunoscută, curtată de televiziunea română, singura care era la vremea respectivă. Dar să știu un lucru, pe mine nu m-a ajutat Florica Orescu. Singurul lucru cu care m-a ajutat Florica Orescu a fost să deschid gura, să cânt. Normal, să vocalize. Talentul. Dar ea nu m-a ajutat în cariera mea. Nu m-a propulsat nicio clipă. Am cunoscut niște oameni la ea, dar pe mine niciodată nu mă prezenta unor regizori sau unor compozitori, niciodată. Tu stai acolo că ești mică. Înțelegi? Așa nu... Da. Ai timp.
Deci eu, viața mea, eu mi-am luat eu viața în mâini și m-am dus. Am bătut pe la uși. Nu m-a dus absolut nimeni. Norocul meu a fost Tudor Vornicu, norocul meu a fost Aurora Andronache, Sanda Balaban, Mariana Șoitu, toată Galeria de Aur a Televiziunii Române, Galeria de Aur, și o spun cu litere mari, Galeria de Aur. Ăsta a fost norocul meu, ei au fost norocul meu. Ei m-au văzut, ei m-au propulsat, m-au băgat în niște emisiuni de calitate, m-au pus, să zicem, în valoare, dar ei, nu Florica Orescu. Nu Florica Orescu mă punea să stau la colț când vine mie rândul. Și pe Gabi Dorobanțu îl trimitea să-i facă cumpărăturile. Pe amândoi ne trimit. Pădurii și nu ne-o mânca lupii. Lupii mâncă oi și vași, nu mâncă copii săraci. Lupii mâncă oi și vași, nu mâncă copii săraci. La clasă și avea de unde, pentru că a fost o generație super tare la clasa ei, în afară de faptul că a fost întâi corepetitor Marius Pop, marele pianist de jazz, după care a fost Marius Seicu, profesorul meu Marius, Marius de-al vostru, timișorean. Da, da, da. Marius mi-a fost profesor la Școala Populară de Artă și orele cu el erau un regal. Știi, foarte frumos, dar nu, no, să zic, norocul meu a fost Marius. El avea pantofi de sârmă, nasul din carton, ochii negri din doi nasturi, costum ca de bufon. Și în fiecare seară rolul își juca, însă nimeni nu știa la cine se gândea. Ea purta perucă blondă, costum de catifea și cercei lungi din paiete, un inel dintr-o mărgea. Era renumită în teatru pentru vocea sa.
Avea mult succes, dar totuși uneori tristă era. Amândoi se priveau și în taină suspinau. El îi zâmbea, iar timidă se ascundea. Amândoi se priveau, câte vise nu începeau. Dorme știind, din iubire te-ai născut. Cele două personaje s-au schimbat. Ea e o fată fericită, îndrăgostită de un băiat. Uneori mai suspin, așa e când iubești. Viața nu-i doar o poveste când o fată întâlnești. El e făt frumos vestit, din poveste a părut. N-are ochi la fel ca marea, în nume cunoscut. Nu-i celebru, dar îmi place atunci când îl privesc. Sunt mereu emoționată când îl întâlnesc. Amândoi se privesc și cu drag își amintesc. S-au văzut când iubirea a început. Gândul bun i-a sosit pe un drum fără sfârșit. Dor nevăzut, prin iubire te-ai născut. Amândoi se privesc și cu dragă și-amintesc. Cum s-au văzut când iubirea a început. Gândul bun i-a însoțit pe un drum fără sfârșit. Dor nevăzut, din iubire te-ai născut. Norocul meu a fost Aurora Andronache. Norocul meu a fost Gașca de Aur de la televiziune. Care, din păcate, astăzi nu mai există. Nu mai există. Mai unii dintre ei trăiesc, să le ajute Dumnezeu să fie Sanda Cepraga. Adică a fost o gașcă adevărată în televiziune. Doina Atanasiu. Doina. Bine, eu am lucrat foarte mult cu Sanda Balaban. Și cu Doina am lucrat, dar mai mult cu Sanda Balaban, știi? Cu Aurora, cu echipa cealaltă. Da, da, da. Eu am avut mare noroc și am învățat mult de la ei. În afară de faptul că ei se purtau cu noi, care eram nei ca nimeni, se purtau de parcă eram mari vedete, mari dive. Că noi eram niște sărăntoace, cel puțin eu asta eram. Nu aveam de niciune, nici de îmbrăcat, nici de încălțat, nici de nimic, că cine mă invita pe mine atunci să cânt sau ceva. Și n-aveam. Lucram la cooperativa Instalatorul, de unde? Și cântam seara la o cârciumă prin București. Sau la mai multe.
făceam naveta. Deci nu, nu m-a ajutat absolut. Eu m-am ajutat. Eu mi-am luat inima în dinți și m-am dus pe cărarea mea. M-a mirat și pe mine, pentru că la astfel de, în astfel de situație nu sunt prea curajoasă. Nu, adică nu curajoasă, că acum nu se mai spune curajos, se spune obraznic. Eu mă dădea aia afară pe geam, eu intram pe gaura cheii. Înțelegi? Eu asta, eu vreau să cânt. Nu știu cum, ce, unde. Nu știam că mă, să mă plătești, să nu mă plătești, că nu mă interesa chestia. Eu vreau să cânt. Uh-huh. Atât. Dar nu, n-am avut probleme. Iar primul compozitor care mi-a încredințat o piesă a fost Ion Cristinoi. El a fost primul care ți-a simțit stilul? De fapt, primul, dar nu era un mare, nu era un compozitor cum era eu sau Marius sau Ionel Tudor, sau nu. Era prima piesa mea în limba română, că eu n-am cântat decât în limba italiană sau sârbă. Eu a fost Iuliu Merca, cu care cântasem la mare, într-o vară, cântasem la un restaurant și mi-a încredințat prima mea piesă românească, Padida Dam Dam, așa se chema. Și aia a fost prima mea piesă românească, pe Electrecordul, pe vremea aia mi-a scos un, erau niște discuri așa mici de plastic, mă rog, de mult, 1500 de ani acolo. Aia a fost prima mea piesă românească. După care mi-a dat la Mamaia, la Creație, la Creație, Ion,
Taină nopții. Noaptea-i de mătase, stele, stele se aprind, toate clipele frumoase, ca-ntr-o poveste, tainic mă cuprind. Ziua vine prea grăbită, visul nu s-a terminat. Care dintre textieri te-ai simțit cel mai bine? Îți simțea stilul, îți simțea sensibilitatea? Jacques Rotaru și Aurel Storin. Ei au fost... De fapt, eu n-a fost întâlnirea mea direct așa cu textierii, pentru că ei m-au cunoscut, ziceai că asta nu cântă orice, nu cântam orice. La mine fiecare text trebuie să aibă o poveste. Să spună ceva. Corect. Nu să fie acum textul cel mai inteligent, pentru că lumea e obosită să facă acum filozofii în text, să vrea să se aducă un dicționar ca să înțeleagă ce a vrut să spună asta în cântec. Nu, dar să fie pentru suflet. Iar eu nu pot să-l spun dacă nu o simt. Și cum era, cum era pe vremea aceea? Te căuta compozitorul și te invita la o audiție dacă ți place, dacă ți se potrivește. Nu e ca acum. Nu, și în general îmi scriau mai multe piese. Eu am lucrat cu niște câțiva compozitori clar cu care am lucrat toată viața. Vasilache, Seicu, Dragomir, iar ceilalți au fost Ionel, dar și el a fost, meteorit, așa, știi? Că așa am lucrat cu Petre Gălușan, cu o grămadă de compozitori, așa am lucrat și cu Maria Nistor, cu toți am lucrat, dar consistent a fost Marius, Vava, Dragomir, ăștia au fost de bază. Trebuie să fim cinstiți pentru un compozitor, Mira, să-ți dea ție o melodie, era o onoare, era o cinste până la urmă, pentru că pe tot ce tu... Atunci nu era nicio cinste, nici onoare, eram tovarășa nimeni și nu erau mare cinste. Ei au, pe parcursul vieții, au prins încredere în mine. Da, pentru că au văzut timbru vocal, sensibilitatea, seriozitatea. Nu, aia e baza. Seriozitatea, pentru că eu sunt turbată la astfel de întâlniri cu compozitorii când îmi încredințează o piesă, pentru mine este un coșmar, pentru că atâta mă chinuiesc și sufăr să nu-l dezamăgesc, nu vrei să știi. De aia, la fiecare festival, concurs, unde trebuia să prezint o piesă în concurs, pentru mine era un coșmar. Slăbeam, toți doctorii au spus că mie mi se făcea rău la un moment dat. Și aveam senzația aia de vecin. Și mă întrebau, eu slăbeam la fiecare concurs 2 kilograme Din cauza stresului, din cauza emoției, nu? Da. Care a fost cel mai greu moment într-un concurs? Toate! Toate la fel? Subrandeviți de cântec și de dor, ca doi străini treceam prin viață. Eu am
crezut atunci când mă puneai că ai o inimă de gheață. Mereu iluzii îmi făcea și apoi pe rând mi le pierdea. Ploua pe rând în nopțile târzii cu clipe de insomnii. Nu știam că mă iubești și tu, nu credeam în steaua mea de foc. Nu speram să mângâi sufletul, nu visam să am atât noroc. Nu știam că mă iubești și tu, dar acum în toate zilele noi trăim același vis frumos și cântăm aceeași dragoste. Eu nu știam cât de aproape ești și clipa ne umplea cu brume. Mi se părea că lumea s-a sfârșit, că nu mai este dor pe lume. Mereu iluzii-mi făceam și-apoi pe rând mi le pierdeam. Dar azi când tu iubirii ai zâmbit, speranța mea a înflorit. Nu știam că mă iubești și tu, nu credeam în steaua mea de foc. Nu speram să mă ții sufletul, nu visam să am atât noroc. Nu știam că mă iubești și tu, dar acum în toate zilele noi trăim același vis frumos și cântăm aceeași dragoste. La la la. Și acum dacă, bine, nu mai particip, dar și acum dacă ar fi fost vorba să particip și la un fiecare spectacol, Sorin, și acum la mine, începutul este sacrificat. Sacrificat. Nu mă fac de râs, dar în capul meu este, se fac scenarii. Mie îmi spui. Se fac scenarii. Da. Mă uit, să văd, să nu, să bluză, să ciorapi, să pantaloni, să costumul, să nu, să, dacă, să nu am o scamă, să, că, ce o să zică publicul, să nu, dacă le place, dacă nu le place. Eu îmi fac o mie și una de griji înainte, să văd, îmi aleg repertoriu, îngrozitor de greu, ce să cânt, pentru că, că să le placă, pentru că știi povestea mea. Eu le pun sufletelul meu pe o tavă și le-o dăruiesc. Și ei să înțeleagă ce vor ei. Când mi-amintesc atunci când ai plecat, pașii tăi în noapte, în ce s-au depărtat, ce yeah.
piesele mele. Nu am... chiar dacă n-au fost șlagere, eu tot îl iubesc. Nici o piesă la început, când mi-a fost încredințată, nu era o mare valoare. Dar împreună... Există, Mira, o piesă care practic e semnătura ta, e autograful tău muzical. Care din ele? Păi Fotoliu din Odaie, nu? Nu? Aia a fost târziu. Aia a fost în 87. Până în 87... Nu, eu ziceam pe parcursul carierei tale. Există această piesă... Și Noapte de Mai. Și Noapte de Mai, da. Chiar și Ioane, Morărița, Frunza mea albastră, Mulțumesc, iubită mamă, mai îți dau? Da. Îți mai dau? E complicat, Frunza, să-ți găsim semnătura muzicală. Frunza mea albastră, sunt da. O grămadă. Da, da, da. Sunt o grămadă, deci și te aștept să vii, nu, Fotoliu, cum spune lumea, te aștept să vii, este o piesă valoroasă, dar în 87. Ea a fost târziu a venit. Da. A fost debutul Ionel, nu al meu. Debutul lui a fost. Apropo de... Două stele, al lui Țeicu. Adică o grămadă de piese sunt. Apropo de Ionel Tudor, pentru că ai pomenit acum de el, în timp ce mă pregăteam pentru întâlnirea noastră, am văzut câteva secvențe din, poate cred că unul dintre cele mai importante momente din viața ta, acea întâlnire de 60 de ani, în care live cu orchestra ai avut un recital extraordinar. În piața universității? Da, da. Organizate 2016, de... pare mi se, 2016, da? Dacă nu mă știu. Nu mai știu. Oricum era organizat de doamna Firea, era încă la primărie și a organizat acest spectacol. Am fost eu și Corina. Acolo au fost peste 10.000 de oameni, că nu aveau unde să-i mai bage. Orchestra... radio plus suplimenți Orchestra Simfonică a Bucureștiului. A fost condusă de Ionel și Andrei. A fost un regal. Și acum, Ioane, acum e atunci. Uite-te și tu ce tremuram. Uite, mi s-a ridicat și mie din cauza ta. Nu. Vedeți? Asta e. Prietenul a nevoie să cunoaște. Îmi dă puțină cafea și eu, uite, pa! Poți să respiri un pic? Da. Hai! Respiră! Și să ne aducem aminte de câteva piese din repertoriul meu. Ia să vedem dacă vă aduceți aminte de ele. Nu știu, că sunt din 1900-a, mulți dintre noastră erați înscrisori. Nici măcar nu aveați buletin. Să fie apărut. Deci, sunteți înscrisori. Să mergem mai departe.
Am văzut tineri știindu-ți toate versurile melodiilor pe de rău. Dar vino mai încoace și mai încoace vino. Că l-am fost în club colectiv, nu? Da, da. Erau, erau mult mai tineri. Și cântau peste 800 de oameni, cântau copiii ăia, cântau versurile mele. Aia a fost prima întâlnire a mea cu copiii de club, cum, na, un club. Da. După aia a fost la Electric Castle, unde erau peste 8.000 de oameni acolo, cortul ăla, care erau și mai copii și cântau toate piesele mele. Deci este o fală. Asta înseamnă celebritate. Nu știu dacă înseamnă celebritate. Ba, asta înseamnă celebritate. Sorin, spui tu, dar pentru că tu te uiți și la sări mulți. Acolo, da, există valoarea asta și respectul vis-a-vis de artistul lor. O da, o da, o da, așa da. Este. Cum e Iubită și Neda, cum este Zdravko Ciolić, cum este, ce să zic, toți, știi că eu sunt fană. Muzică, țara aceea și muzica lor. Sunt fană.
n-am ce să zic. La noi nu se iubește. Dragana Mirkovici. Lepa Brena. Lepa Brena. Da, deci sunt nume mari. Ei sunt, da, și sunt prețuiți, respectați și pus pe un piedestal acolo unde merită să stea. La noi ne pun pe un piedestal să atârnăm cu capul jos, dacă se poate, să ne și prăbușim. Păi, am mai spus-o în această emisiune, eu mi-aș dori ca statul român să aibă grijă de artiști. Din păcate, acest lucru... Hai să nu ne stricăm seara. Da, să nu ne stricăm seara, dar... Pentru că nu va avea niciodată. Eu am fost decorată, nu mai știu în ce an, ci nici nu știu, habar n-am, de domnul Ion Iliescu, domnul președinte, care ne-a prețuit și care ne-a decorat o gașcă întreagă de artiști. Pe mine, pe Dida, pe Corina, pe Angela și ne-au făcut, avem ordinul, cavalerul, nu știu, nu mă pricep eu și nu știu, niciodată n-am vorbit de chestia asta. Un fel de artiste al poporului. Ai poporului, da. Spune tu artist al poporului România și spune artist al poporului la ruși. E. Cum este Sofia Rotaru, cum e toți aia care sunt acolo, măi, despre ce vorbim noi aici? Așa e, ai dreptate. Artist al poporului care nu stă aici să vină nu știu care să-ți dea peste nas. E prețuit, e pus în valoare. Deci ăsta înseamnă artist al poporului. Da. Nu. Nu avem nicio șansă, dar hai să nu ne stricăm ziua, pentru că e frumos, e păcat, vorbim lucruri frumoase, de instituția asta de care există, nu există pentru noi. Nu există. Dacă ești mai obraznic și mai înfingăresc, te duci așa, te bași cu pumnii în piept, știi? Ceea ce nu-i cazul la mine, nu mai am nici vârsta și nu mai am nici puterea și nici nu mă mai interesează. Singura entitate pe lumea asta e Dumnezeu, care mă iubește și mă ține în brațele Lui. Și te iubește foarte mult. Da. Nu am niciunul, nu mă dezic de El, niciodată nu am așteptat, nu mai am avut, nu mai am așteptări, pentru că nu mai vreau să am dezamăgi.